Marian Pleașcă a marcat unicul gol al întâlnirii după o jumătate de oră. Cristi Bud a trimis și el mingea în plasă două minute mai târziu, dar din offside. Gorjenii au cerut penalti în minutul 35, când Here a căzut în careu după un contact cu Camora. Alexandru Tudor a lăsat jocul să continue. Oaspeții au fost aproape de autogol în minutul 55, la șutul respins în corner de Ungurușan. Here a ratat ocazia să facă 2-0 în minutul 61, iar Camora a trecut pe lângă egalare câteva minute mai târziu. Echipa lui Petre Grigore Oraș a rămas în 10 în prelungiri. Intrat în minutul 74, Denis Brânzan a luat două cartonașe în mai puțin de 2 minute. Toate aprecierile mele și stima pentru jucătorii noștri. A obținut o victorie meritată, în condițiile pe care le știți. O victorie importantă pentru moralul nostru, pentru meseria pe care o facem. Am făcut un meci foarte bun și am reușit o victorie absolut meritată, extrem de muncită, în fața unui adversar puternic. Am jucat aproape perfect. Mă bucur pentru victoria reușită în fața celui mai în formă adversar în acest moment. Ar fi păcat să dispară o astfel de echipă. Este o plăcere să îl antrenez pe Sân Martean. Este un lider incontestabil și mi-ar părea rău dacă ar pleca, dar dacă situația nu se va îndrepta, le vom da posibilitatea jucătorilor să evolueze acolo unde li se vor satisface pretențiile, a declarat Petre Grigoraș, antrenorul Pandurilor, la finalul meciului. CFR Cluj a suferit prima înfrângere pe teren propriu după un an. Pe Pandurii n-a mai învins-o în Gruia din 2012. Pandurii Târgu Jiu au urcat pe locul 8 cu 23 de puncte în cont.